Salta aí, doutor, assim que eu já tenho que falar com ele. Ele pode ter que ficar dentro do camarote para um inteiro. Sai tu lembra da favorita dele, que escutei bem que é gol? Que é o nome é Draymond.com, dá que ver Rafa, que boy, Rafa, primeiro que tem bancada, isso é que tem espaguete, fricões, isso é quando que o se tu iguer capa iguer o exato me este oito estados em percebalet chavala para onde este respectiva Cristian de que exato o mami oi que é onde este está afiliado um dos jovens calma e que acordo coste que eu vou escrever exato para que Que se trata de equipe e mito e este é para nos gratis, é mais que exato. Deixa-me na Baiti mai un hait când când mai este Drake Lounge unde se pariază pe noul major cum a venit, da? Se pariază pe noul major și cred că se iau premii în credite pe Draymond cu care puteți deschide cutii sau se dau în mână, nu știu exact. Dar dacă o să vă logați aici cum o să mă loghez și eu Repet, toate link-urile de promoționare le aveți în descriere. Vedeți că aici puteți paria pe meciuri. Exact așa cum vin, uite. Puteți paria pe Team Liquid sau pe chestiile astea de aici. Dacă vreți să pariați numai pe turneu, puteți da pe promo code și aici aveți toate chestia asta. Eu n-am nicio balanță să mă pot arăta cum se pariază, dar cred că știți voi cum se pariază. Dacă pur și simplu pe o echipă și vedeți aici trebuie Quantum Fire cu Gambit în 2 ore, Boston Maker, dacă pariați pe Quantum Fire asta e cota și dacă pariați pe Gambit tot asta e cota. Aveți cota de 1,1 pe Gambit și 5,3 pe QB Fire. Bun, acum hai să ne întoarcem la discuții, vă repet, aveți promo codul meu pe ambele site-uri și link-ul în descriere. Băieți, au zis că dacă facem 1000 de persoane afiliate, chiar și știu că e imposibil, că eu nu fac nici 1000 de vizualizări pe videoclip. Rip. O să putem să scoatem bănuții ăștia, dar până atunci bănuții ăștia sunt de probă, adică nu pot să-i spun. Sunt doar pentru video. Asta doar ca hiștești, că eu nu vreau să vă mint. Nu-mi place să fac videoclipuri demo, dar n-am ce să fac, asta e proba. Până când ajung YouTuber mare, e mare chestie că te-au căutat și cu videoclipuri de genul. Deci nu uitați să folosiți promo codul meu, Costi Chio, cum v-am arătat la afiliați. Foarte important. Pentru că dacă fac... Dacă fac rank 3 la afiliat, rank 3, pot să scot banii ăștia 300 de euro când o să mai fac videoclip, 300 de dolari, mă rog, acum nu o să pot să scot. Hai să ne încep cu cutiuța vechime pe aici, o să încep, uite, cu o cutie de un dolar, să vedem dacă la Grated Tower o să ne pice ceva profit. Vedeți că sunt reduce pe care de la 2 dolari a fost redus la 1 dolar. Și dacă voi, de exemplu, băgați promo codul meu și deschideți cutia asta, vă pică, bă, un Deagle. Sper să fie în profit, dacă e Factory New, dar nu știu, minimal lui. Bă, nu a fost să fie, dar asta este. Dar mai ca, de fapt, nu o să-i dau sell. Pentru că o să păstrăm skin-urile, o să facem niște trade up contracturi. O să ne scriem și Moon Mods, hai să văd că e Moon Mods. Moon Mods, practic este aici un fel de, vedeți că aveți niște credite, asta să dau asta mai încet. Și aici puteți să, cash drop chances, da? Care e ideea cu... game modul ăsta sincer nu știu că nu prea e nimeni aici să ne jucăm, dar ia să dăm pe how to play, ia choose your tactics choose
Problemai kanı susamak yok bu kesti yakta yakabilirim. Bana mal kendim nasıl ya completed free diamond kesti yakabilirim. Bana bir bitti de diamante kredi. Confirmen continue. Super tane. Open yakabilirim ay kek yapa. Free gold kek yıkakın what? Kekikte de diamante. Easy money fatih. Ya. Okay. Start the fight. I can keep them all. All up the data. Ya te va te kom kreis lo ya pe ki ki go igne bun. Kumal veni. Ya subet. What the fuck? Ben yanlış tutamam, ben hiç kreis fatimiyo. Hiç tuma puyi kuartya ku. Ya te hasta enfeli gigant. LOL. Que tare. Lemao. O cum o repet, că sunt paralel cu jocul. Dar din câte văd am cărți bune. Dacă îl bat pe ăsta, să moară vanilia mea dacă nu... Dau de bombă. Omul e fraier, oricum mai fraier ca mine. Că uite, i-am omorât unde la expert, dar și mi-am omorât unde la aproape. Așa că n-am făcut nimic. Stai aici, stai aici tu. Probabil că pierd, dar nu asta e ideea. Bă, da. Nu știu ce să spun. Cu siguranță mă va bate, m-a bătut. E, na, asta e viața. Dar, ești de mult, what the fuck? E balanța buguită că am cheltuit un euro și mai dă un euro, mă, să-mi dea un drop de 3 euro acum, hai. Da, pula. Bă, nu mai deschideți cutia asta, că e jale pentru banii pe care îi dați. Bă! Hai că deschidem cutia asta. Martin, bă, nu știu ce naiba. Multing pia, plăcintă prăjită, ce e asta? La 4 dolari dacă nu fac profit, e spart. La 4 dolari dacă... Oh, Black Lamine, vezi că dacă e condiție bună asta, 5 dolari Factory News, că rămâna mulțumesc, că dau sel. Că mai am 2 dolari de recuperat. Bă, că mai deschid una, mă. Oh, nu mai deschid deocamdată. Da, hai că mai încercăm cutia asta, am speranță pentru cutia asta. Poate un pic cacao, da? Bă, de ce, mă? Olo, mamă. Mi-am pierdut 2 dolari cu cutia asta de... Da. Hai că deschidem o cutie de 15 dolari aici, să vedem dacă ne aduce un profit mare, pentru că se numește Moon Drone. Așa că hai să vedem drona lunii ce face ea acum cu noi. Nu, mă, știi că de era mare chiar, e fete, 4 dolari pentru 15. O mai deschid o dată, că nu se poate. Oh, mamă, dacă nu dai calambitul ăla! Nu cre... Nu pot, că mă duc și deschid altceva, că mă lua crica. Hai, tarot costă 24. Hai că ne dăm aici în opă. Nu, costă 19, redus la 24 și Mecha Industries, bă, nu e rău. Da, never mind, e foarte rău. Ok, o să păstăm skin-urile în inventar pentru că vreau să fac un trade-up contract la final, să vedem dacă am ieșit pe plus. Hai că deschidem un o pacifist la 12 dolari de la 15, doamne, dă-mi un drop bun. Un drop bun, te rog frumos. Nu, ăsta nu e drop bun, este jumate din cutie, e jumate. Mai deschidem una. Bine cu golden coin-ul, dacă e peste 12 dolari. 11, bă, o să-l păstrez momentan.
Brauche den Kinderapparat, ich brauche den Kinderapparat, Kinderapparat. Oh, uite. În primul rând, o clipping cam, dacă și că e blană bombă cutia. Da, hai, deci dacă asta de Hang 3 de la Captic nu îmi dă profit. Bă, cuțitul ăla ce avea, mă, nene, mă. Bă, dar e 38, e ok, nu mă plâng. Deci am ieșit pe minus. N-am luat nici jumate, adică am luat jumate din banii pe care i-am dat pe cutie, dar e ok. Uite, au crescut aici niște red comfort-uri de-astea. Și chiar o să deschid vreo 5 din astea, cred eu, așa. Nu, hai să deschidem una de probă, că vedem cum e. Opa! Dragonlord! Bă, era să-mi pice Dragonlord, dar te moți, mătii! Nu... Fa! Băi, coaie! Nu pot să cred. Bun. Hai că mai departe, credem că avem. Mamă, deci nu pot... Dacă îmi pica regălă și nu puteam să scot, era și ale rău de tot, adică... Hai că deschidem un nine de ăsta, credem. Mamă, dar... Bă, dacă nu-mi pică trei primele patru skin-uri la ăsta de un euro, e blană bombă, ia credem aici. Facem profit și noi la cutie de 1 euro. Bă, dacă ăsta e peste 1 euro, e bine, dar e, nu, e 0, ok. Mai am 160 de dolari și vreau să deschidem un cuțit ăsta, un candy knife, că nu, ceva mai, altceva nu cred că avem. Hai să-i dăm o șansă la candy knife ăsta. Mai avem 71 de dolari. Dacă îmi pică un cuțit bun... Bă, ăsta e cuțit bun, mă. 57, bă, că mi-ai spus. Mai dăm o dată, că nu se poate. Trebuie să ne picim un cuțit. Ca lumea. Bă, dar nici grad n-ai fost, nu mi dai. Zic că ce tu, dracu, că mai deschid înainte, bă. Nu pot să cred. Bă, grad n-ai fost. Bă, măcar grad n-ai fost ta. E profit. E profit! Nice! Bun. Și acum, cu ultimii 12 dolari pe care, oricum, repet, banii nu pot să-i scot. O să deschid un nou pachet. Hai să vedem. Nu, stai că nu merge, stai că merge să vând ceva, că nu merge. Uite, o să vând un skin așa mai, mai jale. Să-mi dau Hellfall 8 dolari, ca să vedem dacă pot să deschid un pacifist. Dar nu pot. Încă trebuie să mai vând ceva. Bă, o să denunțuite la Deagle-ul ăsta, că ce așa e jale pe tras. Hai când mai aici, dacă reușim să facem profit din cutia asta mirobolantă, ultima cutie, sper să fie cu un loc. Golden Coil! Bă, dacă e condiție mai bună, bă, a ce înseamnă, mi-a picat mă pe de muncă, dar e bolan. Da, e ok, e ok. Bă, acum, vreau să vă arăt toată chestia de trade up contract. Să că punem, uite, de exemplu, skin-urile astea mai mici. Prima oară. Astea. Punem sunt ăsta, că avem 2 și am făcut... Am pus 60 de dolari și poate să ne dea până la 120, chiar vedem. Facem aici un C de la Kyo, dacă vine pe desen. Bă, red la minimul, bă, 29 pentru a mișca cam pe minus, dar e ok. O să vă arăt o altă schemă. Bă, fii atent, bag cuțitul la trader, fii atent aici. Deci băgăm totul la trader. Deci am făcut în total 154 de dolari. Și, mai punem aici un, o mângălitură de asta, un ceva, nu știu, nu contează. Mamă, câtă jale mi-a dat, e nebun. Mamă. I-am dat sel direct și aici mai am balanță.
Sabine kanam putam rekot kadar putam rekot mo sinu kidam efektif no kan no uite de kilo rahta de keşte sleeping kit te rog eu dăm ceva te rog dăm ceva că nu se poate bă nu kill confirm că asta e nu e ieftin frate 43 de euro aolea mamă. Aolea, mama, e 46 de euro din 300 mai am, că mă mergeala. Nu mai eu știu că pe la pariurile așa. Bun. Hai deschide, uite, nu cred că pot deschide două dată, dacă nu mă înșel. Da, pot. Bun, hai Jelly, dăm ceva Jelly, o meduza. Bă, aproape de cucit, ce bei 21 pentru... Am plătit o singură cutie. Discoarte am plătit o singură cutie. Dar mai fac un trade-on contra din asta cu alte două pe care le mai am, să vedem dacă au ceva valoare, așa? Deci am băgat. A, dar nu merge, că nu avem, ne mai trebuie un item, deci trebuie să le dăm sell. Mergem la inventory și le dăm sell, pentru că e chiar dacă nu pot să scot banii, mie îmi plac să deschid cutiuțe și sper să pot să scot banii. Uite, 22 de dolari fac toată chestia asta. Foarte puțin, adică. Dar în total asta am făcut 160. Problema a fost că eu nu puteam să scot. Uite, deschidem de asta de cât e asta. Nici nu știu cât e asta, mă bag puțin. A, e 33, n-avem bani de așa ceva, e scump, uite, avem bani de asta. Hai mă, încă cu tine, Jerry, hai cu meduza. I-am dat, s-a dus. Hii, mamă, de ea, bine că nu mi-ai dat ăla, că erau jele. Bă, cam asta ar fi videoclip, fraților, mai am 10 dolari. Atenție. Și știu că era o cutie de fix 10 dolari pe aici. Ia uite aici. Baby de... Dacă îmi dai acum un kill confirm, te... Da, acum sigur nu o să-mi dai... Bă, unde e Rolex pe aici, dacă e condiție bună, deși nu prea arată. Bă, am făcut profit! Am făcut profit! Mai dăm o dată. Dacă nu fac eu videoclipul prea scurt, știi? Opa, ăsta vezi că e covered! E bun! Bă, e bun părerea, cu că nu e bun deloc, dar în fine. Mai avem 9 dolari și de 9 dolari îmi permit să mai deschid un cupboard sau nu. Putem deschide două cupboard în haite, două avem. Deschidem cam asta e. Asta ne mai permite buget în momentul de față. Mamă, ia mi-a dat bait. Adică bine, nu e bait. Da, cred că mi-a dat bait cu dragonul, da. Încă o cutie de... Hai că deschidem, nu, hai că deschidem, uite. Deschidem... deschidem un AK. AK, ok, deschidem un AK. Ia, hai adus și banii de pe AK-ul ăsta. Doamne, mi-a dat cutie de 2 euro, mâncați, pula, mamă, Iisuse. Bă, măcar ai deschid pe aia, care mi-a dat-o, knock-knock asta, uite, 2 euro. Mi-a dat contravaloarea cutiei. Hai să vedem dacă iese ceva din knock-knock asta. Bă, hai de că asta îmi place, e profit. Măcar am încheiat într-o notă de profit, uite, factory new 4 euro. Cam asta a fost episodul, mă, vânătorilor, eu sper că v-a plăcut. Dacă vrei să facem videoclipul pe bune pe hype-ul ăsta, să ne dea 300 de euro, să ne jucăm cu ei și să scoatem, să facem multe giveaway pentru voi, pentru că mi-a fost alături de asta care sunteți și pentru că țin la voi. Nu uitați să aici pe GetFreeCoin și folosiți codul GetFreeCoin, folosiți codul CostiQ aici, prieteni, cum apare aici, stați un pic, pe la afiliați. CostiQ este codul meu, da? CostiQ și primiți niște bănuți gratuite și mai stai și primiți. Dacă strângem 1000 de afiliați, facem videoclip cu Withdraw. Eu am fost Kilo, până data viitoare nu uitați de like, share, subscribe și nu uitați să folosiți promo codul meu pe Draymond, dacă l-ați făcut-o, dar și pe Drake Lounge,
Kakapari SP patakista de México. Y este aquí va el promo con Kostikio. Y vamos a seguir por la like, share, subscribe. Chao.